Camelia va avea la aperitiv salată de crudități și tartine cu icre negre. La felul principal, un somon cu legume sote, iar la desert, spumă de zmeură cu limb de pisică. Astăzi gătim o salată de crudități. Da, salată de crudități este pe gustul meu. M-am gândit și la Diana. Tot timpul ea nu vrea nici măcar să guste, dar parcă am prins eu așa o discuție că i-ar place măcar o slăninuță, măcar un mușchiuleș, ceva așa să fie cam ca la ea. Sper să nu plec în totalitate flămândă de la doamna Cami, măcar jumătate din ceea ce a brăcătitea sper să pot mânca, să fie gustos. Măcar să o văd și pe ea că mă gândesc să nu slăbească prea tare. Că dacă n-am mâncat nimic, să nu se anemieze. Cred că mi-a prins bine o cură din asta, o dietă. Nu strică nimănui în opinia mea, puțin regim. Am luat niște rondele de somon și Radu mereu a spus că singurul pește care îl mănâncă este macrou. Rondele de somon m-a pierdut. Mă grăbesc și eu, dacă nu mă mai țineți mult, vă rog să mănânc ceva totuși până ajungem acolo. Somon cu verdețuri asupra. Și un mix de legume la trase la tigaie. Rondele de somon la grătar. Aseară am servit eu somon, așa că cu siguranță voi putea gusta din acest somon. Deci am avut somon aseară, avem somon azi. Legume trase la tigaie. Suntem iar pe, să zic, aceeași direcție. Sper să fie legume proaspete, să nu cumpere o pungă de legume congelate și să le pun în tigaie, că nu-mi place așa, nu. M-am gândit la o spumă de smeură cu pișcoturi și cu topping de caramel. Spumă de smeură cu limb de pisică. Știu ce sunt acele limbi de pisică, mi-e cunoscut desertul. Cred că îmi va plăcea, cel puțin desertul cu siguranță va fi pe gustul meu. Spumă de smeură cu limb de pisică, ne dau pisicile limb pe mână sau mâncăm spumă și ne va linge vreo pisică pe mânuță? Mi se pare foarte ușor de preparat. Adică mi se pare că nu necesită foarte mult timp. Mie nu mi-ar trebui 3 ore să gătesc. Da, nu, nimic spectaculos, o să rămân iară nemâncat, dacă să nu rămân nemâncat, o să mă duc să mănânc ceva totuși o să merg bucuros. Sper să fie atmosferă, veselie și să asta să conteze. Gata, mă scuzați, acum aș mai fi vrut să stau cu dumneavoastră, că e o plăcere să stau de vorbă, dar mai trebuie să fac și cumpărături. Avantajul Cameliei ar fi experiența. Și cea de viață, și cea din bucătărie. Începem ziua cu două reguli: 500 de lei și o jumătate de oră la dispoziție pentru a cumpăra tot ce e necesar pentru meniul propus de ea. Camelia, să nu te sperii, eu am inspectat deja piața un pic. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt la piață, am venit. Pregătită pentru cumpărături? Pregătită, dar totuși puțin mă gândesc că mi-e trebuiesc mai mult, 2-3-4 ore până să cumpăr ceva. Trebuie să întreb pe toată lumea ce face, dacă e bine, sănătoasă. Atenție la trepte și spor! Știu deja toate scurtăturile și văd tot. Ia zi, Camelia, ce cumpărăm prima dată? Ce cumpărăm prima dată? Pentru salata de crudități. Cumpărăm legume. Hopa, morcovi. Nu-mi plac. Nu-mi plac. Nu sunt pe... Doamne, mă scuzați. Nu-mi plac. Nu prea-mi plac. Vreau să fie mai curați. Sunt puțin cam murdărei. Cam murdărei, auzi? Ne scuzați, doamnă, dar cauza e nobilă și intențiile bune. Ăștia-s mai buni? Cât este salata? Aia e un leu. Aoleu, dar sunt foarte ude așa. Căutăm cât mai uscate. Hopa, am venit aici. Măzia, ați făcut sport? Să vede. Întotdeauna îmi place să cumpăr de la sportivi. A, mă scuzați, mă retrag puțin. Vreau și o rădăcină de pătrunjel, dar fără frunzele, ne? Păi e mai bună de 1000 de ori ca aia. Ce are? Ia uitați ce frumos miroase. Ia. Da, miroase. Cum miroase? Miroase a pătrunjel? Proaspăt. M-ai ucis cu prețurile astea. Ba, nu că sunt prețuri. M-ai ucis direct. Ai, lasă-mi-le toate la 10 lei, dă și din partea. Păi în străinătate nu se știe cât dau. Mai am luat, aia am luat pentru salată de crudități. Negociezi până la ultimul bănuț, am văzut. Păi mai negociezi, las de capul lor. Niște salată de-asta mai ca lumea. Adică frunzele mă interesează să montez ceva dacă avem. Eu vă arăt dacă vă place, vă servesc.
te alegeți Simona, ia să vedem. Nu are mai mult, da. Hai, bun. Dacă una cu o frunză haideți mai... Haideți să mai alegem. Ia uitați-o pe asta cum arată. O poză de salată. Dar ce-i odat-o în halul ăsta? Trebuie să o spăl că e de pământ. Uitați cu frunza frumoasă, dacă vă interesează. Păi da, dar aici, ia uite. Am niște invitați special, gata, pe asta o vreau. Camelia, timpul să scurge, ce mai luăm? Ce mai luăm? Să luăm un ardei de ăsta, să poate fac un aranjament de ăsta. Cât e ăsta la kilogram, este? Da. M-a ține bunii peste tot, asta e cu telefoanele, dragă, dar și în piață cu telefoanele. Da. Bine că l-ai oprit, da. Nu m-ai lăsat să aștept aici. Niște roșii portocalii. Cât sunt? Bună ziua! Aoleu! Astea sunt roșii cu gust de portocale? Păi sunt! Mă, dar scumpe, ia! Ce e scump, e și bun toamnă! Nu neapărat! Ba, da! De acolo ce vrei să iei? Mă gândeam la niște nucă să pun așa, ca să mai mănânce și Alex niște nucă. Bună ziua! Deci la intrare sunt 10 lei, la mata 12 lei. De ce e diferența asta? Calitatea spune prețul. Ia uite aici, 10 lei este? Da. Foarte bine. Au vierme, au ceva? Ia să vedem. Alea cu vierme sunt mai scumpe. Au carne, este? Ia uitați-vă o leacă. Opa, viermele, 8 lei. Uite-l, faceți-i, domnule, preț separat. Viermelui zic. Opa, viermele, a fost aici. Pe cuvânt, uite, a fugit acum. Să, da, 20 mai... Mai dă 30 de lei. Că nu-mi distrage nimeni atenția când e vorba de cașcaval. Nu mai aștept, doamnă. Da? Da. Vai, doamnă, mulțumesc. Doamnă. Da? Da. Urmez lip. Mă bucur. Ești necăsătorit. Necăsătorit. E bine. Țină tot așa. Camelia, faci furor prin piață, nu alta. Să știți, domnul Liviu gătește și bine. Cică. Tu, credeam că te pierd. Auzi, dar ce cauți pe aici? Ia explică-i tu doamnei de la carne despre ce e vorba, că sigur te servește frumos. Astăzi sunt eu gazda și o să fie, vă rog să vă uitați, la Antena 1, gazda perfectă. Și eu gătesc astăzi. Dar am un musafir, un invitat, foarte pretențios. Și mare și niște afecțiuni ale stomacului, nu mănâncă nimic. Pentru că am fost invitat 4 zile și nimic. Aia... Și atunci, hai, Doamne, să iau ceva, că este din zona aia. Măcar asta să ciugulească așa ceva. Așa, șuncă de Praga, da, slăninuța afumată, da, mușchi țigănesc ai luat, hai repejor că timpul zboară când stai la povești. Ce-ar mai fi de cumpărat? Deci mai avem de cumpărat, caut acum icre negre, caviar sau manciuria și fileurile de somon. Dar ce ne facem cu somonul? Că uite, Radu n-a mâncat aseară la Alex. Păi pentru Radu o să iau macro, că am fost foarte atentă când a zis că nu mănâncă decât macro. Bun. Păi ai luat macroul lui Radu, dar somon mai luăm? Au ba, că trece timpul. Eu propun să schimbăm locul, că poate ai noroc de un pește bun. Dar să nu mai cerți pe nimeni, da? Merg în partea asta. N-am găsit fileurile de somon. Bună ziua! Vă jucați pe telefon? Nu mă joc pe telefon. Îmi pare bine, eu sunt Cami. Salut. Îmi pare foarte bine. Uitați, noi suntem de la o emisiune, o să fie gazda perfectă. Și ce ai făcut? Că astăzi trebuie să gătesc eu. Am înțeles. Și eu am propus... Vă mulțumesc frumos, extraordinar! Cu niște rondele de somon. Și ceva, dați-mi... Ia să vedem cum arată. O, arată minunat! Perfect! Așa paște ea. Da, da. Exact, ca să se și pătrundă repede. Doamnă, după ce vă spun, aveți o inimă? Da, am! Câtă intuiție! Sunteți extraordinari! Să știți că am să mai vin la dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mi-a părut bine!